Trebuie să vă mărturisesc că sunt tare bucuros să văd ce face Domnul. Și de data aceasta mă bucur de ceea ce face Domnul în biserica noastră, făcând ca, iată, la fiecare serviciu, ba copiii, ba adolescenții, ba corul de tineret, ba corul mare, ba instrumentiștii, să vină pe rând și să-L laude pe Domnul. Practic, aceasta este menirea noastră. Pentru că nu uitați cartea psalmilor se încheie cu acest cuvânt care zice tot ce are suflare să laude pe Domnul. Sunt bucuros de cei ce ne conduc în închinare, grupele de laudă și închinare, care fac lucrul acesta de fiecare dată cu noi în locul acesta și sunt bucuros că nu numai ei cântă, ci cântă biserica întreagă cu ei. Sunt bucuros că Domnul are planuri cu Biserica noastră. Așa de mult m-am bucurat să văd că joi seara Dumnezeu a trimis un om de departe aici, în Biserica noastră, ca să ne aducă un cuvânt. Și aceasta pentru că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu vrea să fim ceea ce ne dorește El. Câți dintre dumneavoastră ați fost joi seara aici? Ridicați-vă rog o mână sus. Tare sus. Domnul să vă binecuvânteze. Eu n-am reușit să fiu joi seara, dar am fost conectat cu ceea ce s-a întâmplat joi seara aici și am zis, Doamne, îți mulțumesc că Tu chem Biserica Poarta Cerului la rugăciune. Și aceasta pentru că noi, cei ce suntem răscumpărați de Domnul, am fost răscumpărați nu ca să stăm cu mâinile încrucișate, ci ca să fim folositori împărăției lui Dumnezeu. Și vreau să vă aduc aminte că rugăciunea înseamnă lucru, înseamnă muncă. Rugăciunea înseamnă lucrare stăruitoare înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să rămânem în același context. Pentru că dacă Dumnezeu are un plan cu noi, să ne rugăm mai mult. Trebuie să învățăm cum să facem lucrul acesta. Și în această zi, în contextul faptului că în acest an dezideratul Bisericii noastre este perseverent. Haideți astăzi să învățăm ce înseamnă să fii perseverent în rugăciune. Vreau să învățăm împreună. De aceea va fi un cuvânt de învățătură, cred că folositor, fiecăruia dintre noi. Sunt sigur că vrem să fim perseverenți în rugăciune. Vom citi un cuvânt din Cartea Sfântă, pe care dumneavoastră îl cunoașteți și îl cunoașteți bine. Dar vreau să-l citesc încă o dată în fața Bisericii Poarta Cerului, în auzul tuturor celor prezenți aici și în auzul celor ce sunt conectați cu noi prin internet, și cuvântul acesta din Luca de la capitolul 18, primele opt versete, spune în felul următor. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Întrebare, care e scopul pildei? Să ne arate că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? și Dumnezeu care va face dreptate aleșilor lui și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Frații mei și surorile mele, trăim vremuri ciudate. Nu vedeți, dumneavoastră, că dincolo de granița de răsărit a țării noastre, oamenii se luptă din greu pentru pământ. Și dacă vă gândiți la ceea ce s-a întâmplat cu mai puțin de două săptămâni în urmă în Turcia și în Siria, Dumnezeu a băgat în pământ 35.000 de oameni într-un minut și 15 secunde. Atât a durat cu tremurul. 75 de secunde și 35 de mii de oameni au intrat în pământ. Nu ne punem întrebări, dragii mei, astăzi legat de ceea ce suntem noi ca oameni aici pe pământ? Suntem trecători și nu înțelegem că întrecerea noastră grăbită pe acest pământ nouă ni s-a dat mare har. Foarte mulți creștini privesc rugăciunea ca pe o corvoadă, ca pe o muncă grea. De ce credeți dumneavoastră că marțea la rugăciune vin puțin în biserică? De ce credeți că se întâmplă asta? E greu, frate, e complicat și cu rugăciunea. Ascultați-mă, cel mai mare privilegiu pe care îl are un om pe acest pământ este să aibă audiență în cer. E cel mai mare privilegiu. Câteodată, așa de încântați suntem noi, că a vorbit o personalitate pământească cu noi, a stat de vorbă cu noi sau ne-a lăsat să dăm mâna cu ea. Și suntem așa de încântați și facem poze și arătăm în stânga și în dreapta. Am petrecut un minut cu nu știu cine. Și ascultați-mă, ne scapă din vedere faptul că cea mai mare personalitate din Univers. Că Dumnezeu ne dă ocazia să vorbim cu El și asta este rugăciunea. Sigur că pilda din această zi, pe care am citit-o în auzul dumneavoastră a tuturor, pilda aceasta este rostită de Domnul cu un scop clar. Și repet, scopul este ca să învățăm să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. E o pildă și pilda conține un adevăr central în ea. Nu e o alegorie să începem să interpretăm că am auzit pe din ăștia care cred că Dumnezeu e judecătorul din pilda asta. Nu e așa, frații mei. Nu vedeți despre judecătorul acesta, spune că nu se temea de Dumnezeu, de oameni nu se rușina. Nici, nici să nu ne gândim la așa aberații mari legate de cuvântul lui Dumnezeu. Ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, Domnul ne lasă niște principii foarte clare. Dacă ne uităm superficial la această pildă, știți la ce concluzii vom ajunge? De ne uităm superficial. Dacă îl bați pe Dumnezeu la cap mult, cum l-a bătut la cap femeia aceasta, văduva aceasta pe judecător, atunci Dumnezeu poate lucrează. Frații mei, ascultați-mă. Dumnezeu de abia așteaptă să ne rugăm, el n-așteaptă să fie bătut la cap. Rugăciunea nu. -i bătaie la cap. Rugăciunea este cel mai mare privilegiu pe care îl avem. De aceea, dragii mei, aș vrea să avem o înțelegere corectă a acestui pasaj din Scriptură și ca să înțelegem corect, aș vrea să știm că un pasaj, ca să-l înțelegi corect din Scriptură, întâi trebuie să-l privești în contextul lui. Adică să vezi ce spune Scriptura despre rugăciune. Și nu e singurul loc în care se vorbește despre rugăciune. Ca să înțelegi ce spune Scriptura despre rugăciune, vei vedea că este un cuvânt care zice, rugați-vă neîncetat. Când vă rugați să ziceți Tatăl nostru care ești în ceruri. Și multe, multe alte pasaje. Ceea ce vreau să subliniez astăzi, că pentru a înțelege corect un pasaj din Scriptură, trebuie să-l privești în contextul lui și să nu uităm, Scriptura ne ajută să înțelegem Scriptura. Vom compara un pasaj din Scriptură cu alte pasaje din Scriptură ca să înțelegem. Și nu numai atât, dragii mei, dacă sunt pasaje în Scriptură care nu ne sunt foarte clare, trebuie să le citim și să le înțelegem în lumina pasajelor care sunt foarte clare. Acum, cred că ne este foarte clar fiecăruia dintre noi că Dumnezeu vrea să ne rugăm. E clar? Vrea atunci veniți marți la rugăciune. <laughs> Ei bine, dragii mei, haideți să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne rugăm, însă aș vrea fiecare dintre noi, așa foarte pe scurt, să înțelegem ce nu este rugăciunea. Pentru că o citire superficială a acestui pasaj ne-ar putea face să credem că rugăciunea e altceva decât a fost lăsată de Dumnezeu să fie. În primul rând, V-aș întreba pe dumneavoastră, credeți că în rugăciune noi trebuie să-L convingem pe Dumnezeu, să stăm zile întregi ca să-L convingem să facă El ceva anume? Ce credeți? Gândiți-vă. E greu de convins Dumnezeu? Ascultați-mă, Dumnezeu e mai grabnic să ne asculte când ne rugăm decât suntem noi grabnici să ne rugăm. El e, dacă vreți cu urechea plecată să ne asculte, numai că problema e la noi. Nu trebuie să-l convingem pe Dumnezeu. Dar știți ce facem noi câteodată? Câteodată suntem tentați să credem că noi știm foarte bine cum să se întâmple lucrurile. Și atunci vrem noi să-l convingem pe Dumnezeu, Doamne, fă așa. Doamne, locul acela de muncă, dăm-l. Și mă voi ruga stăruitor până-mi dai locul acela de muncă. Dar Dumnezeu care e mai înțelept ca noi poate să uită la locul acela de muncă și zice oh, dacă ajunge în locul acela de muncă, ăsta își pierde sufletul. Sau câteodată că sunt tineri mulți, stau și se roagă câte o tânără sau câte un tânăr zicând așa, Doamne, fă pe cutare să se îndrăgostească de mine. Sau invers. Dar nu ăsta e scopul rugăciunii. Un om care știe ce e rugăciunea, va zice așa, Doamne, nu-l face pe cutare să se îndrăgostească de mine, dar fă să se îndrăgostească de mine omul potrivit pentru viața mea. Pe acela fel să se îndrăgostească de mine. Nu pe cel pe care vreau eu. Dar vedeți dumneavoastră, avem o problemă când e vorba despre rugăciune. Avem tendința să ne bizuim mai mult pe înțelepciunea noastră decât pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Aș vrea să îmi îngăduiți să vă reamintesc. Rugăciunea nu are ca scop să-L forțăm noi pe Dumnezeu să facă ceva. Pentru că vă aduc aminte astăzi, Dumnezeu e Cel ce a creat tot ce se vede și toate le-a făcut bine. El ne-a creat pe noi și ne-a creat bine. El are pentru noi un viitor și o nădejde și toate le-a pregătit bine. Problema nu e la Dumnezeu, problema e la noi. Și vreau astăzi să înțelegem că rugăciunea are menirea să lucreze în viața noastră ca să ne facă Dumnezeu prin rugăciunea noastră să fim ceea ce trebuie să fim. Dragii mei, Sunt unii care cred că prin rugăciune și am auzit mărturii, atât m-am rugat până când Dumnezeu chiar a făcut cum am vrut eu. Credeți că îl putem face pe Dumnezeu să se răzgândească când e vorba despre rugăciune? Să se răzgândească Dumnezeu? Frații mei și surorile mele, vă rog să vă gândiți la Dumnezeu ca la o ființă spirituală, care are toată înțelepciunea, toată puterea și slăvit să fie El are și toată bunăvoința față de noi oamenii. Noi nu-L vom face pe Dumnezeu să se răzgândească niciodată și vă uitați unii în Scriptură și ziceți, da, dar la rugăciune, în anumit context, Dumnezeu s-a răzgândit. Și îmi veți da exemplu cu Iona. Uitați-vă, Dumnezeu a avut planul să nimicească Ninive, l-a trimis pe Iona să predice Evanghelia acolo și să vestească prorocia nimicirii, Sodome, ä, nimicirii cetății Ninive și Dumnezeu s-a răzgândit. Oare așa să fie? Vă rog să înțelegeți lucrurile bine. O ilustrație îmi permit. Dacă aveți un copil care vine într-o bună zi și vă zice așa, mama, tata, lăsați-mă să mă duc împreună cu colegii mei astăzi, nu știu ce să facem în oraș. Și stai tu ca părinte, te uiți la el și zici, să crezi tu asta. Nu te duci nicăieri, că nici măcar nu ți-ai făcut patul și n-ai făcut curat în camera ta, tu nu vezi ce e acolo în camera aceea. Și spui categoric, nici să nu te gândești că te duci acolo, uite că, cum arată camera ta. Și să haideți să fim optimiști, să zicem că acel copil, la un moment dat, pleacă capul și zice, nu-i place lui mama și lui tata, cum e camera mea, și se duce repede în cameră și face lună și bec totul și aranjează toate lucrurile foarte bine. Și după ce a aranjat toate lucrurile foarte bine, vine iarăși să știi că mi-am făcut camera. Ce faci tu ca părinte iubitor atunci? Deci eu nu-mi schimb cuvântul? Nu. Dacă ești părinte iubitor, nu înseamnă că ți-ai schimbat. Dragostea ta rămâne mare pentru copilul tău. Dar ai vrut să-i dai direcție, ai vrut să-l pui pe direcția cea bună. Asta a făcut Dumnezeu la Ninive? A spus, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Numai că Ninivenii au zis, opa, hai să ne rezolvăm lucrurile și dacă și le și au rezolvat lucrurile, Dumnezeu care e bun și de oameni iubitori, ce a făcut? A zis, nu mai nimic este cetatea. Și vine unul ca Iona și zice, Doamne, tu te răzgândești. Ascultați-mă bine, Dumnezeu nu se răzgândește niciodată. Adică planurile lui sunt planuri făcute bine pentru că el cunoaște și viitorul. Însă Dumnezeu lucrează la formarea noastră a fiecăruia. În așa fel încât să ne facă să fim ceea ce trebuie să fim. Deci, dragii mei, ceea ce aș vrea astăzi să încercăm să înțelegem, scopul rugăciunii nu este nici de cum acela de a schimba planurile lui Dumnezeu. Nu se schimbă planurile lui Dumnezeu. Nu vreau să vă dezamăgeți pe niciunul dintre dumneavoastră. Important însă este să cunoști planul lui Dumnezeu și tu, omule, muritorule trăitorule pe acest pământ pentru puțină vreme, să-ți aliniezi viața cu planurile lui Dumnezeu. Tată, dacă este cu putință, se ruga Mântuitorul, care este deschizător de drumuri pentru noi, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, omul, ci cum voiești tu. Dragii mei, Aș vrea să înțelegem că rugăciunea, repet, cu riscul de a fi obositor pentru cineva, rugăciunea nu este un instrument prin care noi trebuie să-L convingem pe Dumnezeu de ceva. Rugăciunea nu este un instrument prin care noi să schimbăm planurile lui Dumnezeu, ci, frații mei și surorile mele, îngăduiți-mi să vă spun așa foarte pe scurt câteva lucruri. Rugăciunea are câteva rosturi importante în viața noastră de credință. Și, în primul rând, rugăciunea trebuie privită ca relație. De ce suntem chemați să ne rugăm? Aici sunteți oameni căsătoriți. Cum v-ați simțit dumneavoastră soților care sunteți prezenți aici ca soția să vorbească cu dumneavoastră numai când are nevoie de ceva? Spuneți, v-ați bine? Așa numai din când în când să zică, nu mai am bani, am venit, dăm bani. Sau soții care sunteți prezente aici, ce -ați zice dacă soțul ar vorbi cu dumneavoastră numai când are nevoie de ceva? Nu credeți că noi oamenii ne facem vinovați tocmai de faptul că ne-am obișnuit să ne ducem la Dumnezeu cu problemele pe care le avem. Însă vă rog să mă înțelegeți, Rostul rugăciunii nu este acela de a veni la Dumnezeu cu lista noastră de probleme. Nu ăsta e rostul rugăciunii. Ascultați-mă bine. Toate problemele noastre Dumnezeu le știe deja. Sunteți de acord cu mine că le cunoaște? Noi nu trebuie să-l informăm pe Dumnezeu să vezi tu, Doamne, ce mi s-a întâmplat mie ieri. Dumnezeu era acolo când ți s-a întâmplat ce ți s-a întâmplat. Nu trebuie să-l informăm noi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a chemat să ne rugăm nu ca să venim cu lista noastră de probleme înaintea Lui, ci în primul rând rostul rugăciunii este acela de a dezvolta o relație între noi și Domnul. Așa cum se dezvoltă o relație prin comunicare între soț și soție, între un prieten și celălalt prieten, exact așa vrea Dumnezeu, să dezvoltăm o relație cu Dumnezeu. Și lucrul acesta se dezvoltă în rugăciune. Nu poți vorbi despre o relație bună între două persoane dacă nu există comunicare între ele. <coughs> Tocmai de aceea. Aș pune niște întrebări. Când a fost ultima dată când ai stat împreună cu Domnul doar să te bucuri de compania Lui? Să stai și să zici: Doamne, pur și simplu mă simt bine cu Tine și stau și -ți ți le spun pe ale mele. Și stau, Doamne, înaintea Ta în așteptarea binecuvântărilor Tale, doar ca să petrec timp cu Tine? Sau, când i-ai pus lui Dumnezeu o întrebare în rugăciune, la care să stai și să aștepți răspuns, Doamne, pe mine mă frământă asta. Pentru că asta vrea să fie rugăciunea. Un mijloc de dezvoltare a unei relații bune cu Dumnezeu. Sau când ai stat ultima dată înaintea Domnului să zici, Doamne, schimbă-mi inima. Cântăm, cântările sunt, sunt uh, compuse de oameni ai Lui Dumnezeu, schimbă-mi inima, Doamne. Dar când am stat noi înaintea Domnului să ne rugăm și să zicem, Doamne, schimbă-mi inima, ca să pot să-L iubesc pe ăla pe care nu-L iubesc, să-L pot accepta pe cel pe care nu-L pot accepta, când am stat noi cu o preocupare sinceră să zicem, Doamne, vreau să am o relație bună cu Tine și ca să am o relație bună cu Tine, văd că mă împiedică ceva, te rog, de la o parte acel ceva. Sau să stai la sfârșitul zilei cu Dumnezeu, revizuind trăirile tale din ziua respectivă și zicând, Doamne, Tu știi că astăzi, pe la ora nouă, așa, Doamne, Tu știi că astăzi așa am greșit, astăzi am răspuns colegului meu în mod pripit. Doamne, iartă-mă pentru asta. Asta e relație. Și la asta vreau să vă chem, să înțelegem. Rostul rugăciunii este, unul dintre rosturile rugăciunii este acela de a ne ajuta să dezvoltăm relație cu Dumnezeu. Practic asta vrea Dumnezeu de la noi. Uitați-vă de la de la creație, de la începuturi, Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului și în răcorea zilei. Dumnezeu era cu omul și omul era cu Dumnezeu. Asta a fost de la începuturi. Ori, dragii mei, adevărata viață de rugăciune are ca scop dezvoltarea unei relații cu Dumnezeu și nu numai atât. Viața de rugăciune are ca scop și formarea noastră nu-l schimbăm noi pe Dumnezeu, dar pe noi ne poate schimba Dumnezeu. Și știți cum ne schimbă Dumnezeu când ne rugăm? Eu am mai spus în biserica aceasta situații pe care le-am trăit eu personal și le spun nu cu alt scop decât cred că rostul meu este prin ceea ce Dumnezeu m-a trecut să ajut și pe alții să fie încurajați. Am stat odată înaintea lui Dumnezeu cu niște frământări foarte, foarte, foarte mari. Asta și am zis, Doamne, dacă fac așa, nu iese. Dacă fac așa, nu iese. Oricum, logica mea omenească nu m-a ajutat la absolut nimic. Și mă duceam undeva acolo spre Săcălaz, era locul meu de timp petrecut cu Domnul undeva pe câmp. Și am stat cu Domnul și am stat cu El. Și ascultați-mă, după timpul acela petrecut în rugăciune, dintr-o dată Nelu Filip a fost altul. Schimbat, foarte sigur, pe ce trebuie să facă? De ce? Pentru că timpul petrecut cu Domnul este practic formarea noastră, transformarea noastră, schimbarea noastră. Și de aceea vreau să vă chem, frații mei și surorile mele, să înțelegeți că a ne ruga Domnului este un mare har. Și de aceea ne cheamă Cuvântul Domnului să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Și încă ceva, rugăciunea are menirea de a dezvolta dependența noastră față de Domnul. Spun dependența noastră față de Domnul pentru că, vai, tocmai aminteam mai înainte, adesea ajungem să ne bizuim pe înțelepciunea noastră și să-i spunem Domnului, Domne, lucrează așa și așa să faci și atunci să vezi ce bine mi iese mie. Dumnezeu știe mai bine decât noi cum iese bine pentru noi. Și în rugăciune noi dezvoltăm dependența de Dumnezeu. Dacă am vrea să înțelegem lucrurile acestea, dragii mei, prin comunicare soțul și soția dezvoltă dependență unul de celălalt. Când vom sta în rugăciune înaintea Domnului cu toate ale noastre, cu frământările noastre, cu grijile noastre, cu problemele noastre, acolo Dumnezeu lucrează în viața noastră dependența de El. Repet, rugăciunea este un mare privilegiu și tocmai de aceea suntem chemați să luăm în considerare pilda aceasta. Față în față cu porunca lui Dumnezeu care ne spune rugați-vă neîncetat. Frații mei și surorile mele, ca să putem fi perseverenți în rugăciune, ca să nu ne lăsăm în rugăciune, trebuie să-L înțelegem bine pe Dumnezeu și trebuie să ne înțelegem bine pe noi înșine. Când vom înțelege cine e Dumnezeu și cine suntem noi, vom putea să fim perseverenți în rugăciune. Adică să împlinim ce a spus Domnul. Rugați-vă neîncetat și nu vă lăsați. De ce să ne rugăm? Cum am spus câteva lucruri. Ca să dezvoltăm relație cu Dumnezeu. Ca să ne formăm, ca să depindem mai mult de Dumnezeu. Dar aș vrea să vă aduc aminte un lucru. A venit aici pe pământ cel ce este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Domnul Isus Hristos. S-a făcut om și a trăit printre noi ca să ne arate cum putem să trăim, cum putem să călătorim pe acest pământ în drumul nostru spre ceruri. Știți care e observația mea? că Domnul Isus Hristos s-a rugat cât nu ne rugăm niciunul dintre noi. Și îngăduiți să vă spun ceva, El avea mai puțină nevoie de rugăciune decât oricare dintre noi. Dar s-a rugat mai mult decât oricare dintre noi. Ia uitați-vă, am selectat doar din Evanghelia după Luca câteva versete pe care bine ar fi să le avem proiectate pe ecran. Luca 3 cu 21. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus, și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Luca 5 cu 16. Uitați-vă ce spune aici. Luca 5 cu versetul 16. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Luca 6 cu 12. În zilele acelea, Isus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Luca 9 cu 18. Într-o zi, pe când se ruga Isus de o parte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare, cine zic oamenii că sunt eu? Ce făcea? Pe când se ruga Iisus singur de o parte, având cu el pe ucenicii lui. Și sigur că exemplele ar putea să continue. A te ruga permanent, a nu te lăsa, pentru că aș vrea să facem această subliniere, ca să te rogi permanent și să nu te lași, trebuie să faci din rugăciune o preocupare permanentă. Uitați-vă, Domnul Isus Hristos s-a rugat. E chemarea lui pentru noi să ne rugăm necurmat și de ce credeți că zice? Ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă? Ce înseamnă trebuie? Simplu, înseamnă trebuie. Adică, dacă spune cuvântul că trebuie să ne rugăm, înseamnă că e datoria lui Nelu Filip și a fiecăruia dintre cei ce suntem astăzi aici, ucenici ai Domnului, să ne rugăm, să stăm în rugăciune. Însă, dragii mei, de ce credeți că ne spune trebuie să se roage necurmat și să nu se lase? Știți de ce? Pentru că suntem tentați să renunțăm la a ne ruga. Asta este marea problema noastră a oamenilor. Tocmai din acest motiv Domnul ne-a lăsat această pildă. Știa că suntem slabi și a vrut să ne îndemne să nu ne lăsăm când e vorba despre rugăciune. De ce suntem tentați să ne lăsăm? Uneori credem că putem noi să ne descurcăm și asta e aroganță, să crezi că poți tu. Să zicem, suntem tentați câteodată, am putut și altă dată, prin urmare voi putea și acum. Însă, dragii mei, motivul cel mai complicat pentru noi, pentru care suntem tentați să ne lăsăm și să nu ne mai rugăm. Eu am auzit astfel de confesiuni de nu știu câte ori în viața mea. Nu mai îmi vine nici să mă rog, știți de ce? Că m-am rugat deja de nu știu câți ani pentru copilul ăsta să-l văd că se întoarce la Domnul și tot nu se întoarce. Deci nu mă mai rog. Că am așteptat să văd că se întâmplă ceva în casa noastră și n-am văzut că se întâmplă, nici nu mă mai rog. Dragii mei, aceasta poate fi o descurajare pentru că uneori răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune nu vine când vrem noi sau nu vine cum vrem noi. Uitați-vă, femeia din pildă, văduva aceasta, o femeie a nimănui. O femeie nedreptățită de cineva, dar o femeie care a știut să facă un lucru. În fiecare zi, când se deschidea judecătoria, tribunalul, în fiecare zi, când se deschidea prima la ușă, la ușa judecătorului era femeia asta. Și același lucru, făm dreptate. Făm dreptate. Și Scriptura ne spune că judecătorul acela era un om nedrept, care nu se temea nici de Dumnezeu, nici de oameni, n-avea niciun motiv să o asculte și să-i facă dreptate. N-a primit nici bită de la el, n-a primit nimic, n-avea niciun motiv să-i facă dreptate. Și totuși, pentru stăruința ei supărătoare, omul acela a zis și totuși. Și vine Domnul Isus Hristos și zice, voi învățați ceva de la, de la această situație, de la această pildă, învățați ceva că trebuie să vă rugați necurmat și să nu vă lăsați. Acum spun din nou, dragii mei, de cele mai multe ori oamenii încetează să se roage pentru că nu văd răspunsul la rugăciune, pentru că Dumnezeu întârzie. însă dragii mei, ca să înțelegem de ce întârzie Dumnezeu, trebuie să avem o perspectivă corectă asupra Lui Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu și să ne înțelegem pe noi înșine. Dacă un judecător nedrept se lasă convins de o cerere stăruitoare. Vine Domnul Isus și spune, cu cât mai mult Tatăl din ceruri vă ascultă pe voi și nu-i drept să vă lăsați. Chiar dacă lucrurile nu merg așa cum ați vrea voi. Pentru că uitați-vă, aș vrea să învățăm despre Dumnezeul căruia ne rugăm câteva lucruri. Întâi, Dumnezeu ne poartă de grijă și biserica poarta cerului zice amin. Chiar sunteți convinși că ne poartă Domnul de grijă? Dumnezeu ne poartă de grijă. Uitați-vă, psalmul 103 cu versetul 13. Haideți să citim toți împreună acest verset. Psalmul 103 cu versetul 13. Toți împreună. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul cei ce se tem de el. Dragii mei, când îl vom înțelege pe Dumnezeu cum este, nu ne vom lăsa și dacă nu răspunde El astăzi, și dacă nu răspunde un an, și dacă nu răspunde zece ani. De ce? Pentru că aș vrea să înțelegem ceva. Lui chiar îi pasă de noi. Însă problema este la noi, că stăm și zicem, Doamne, fă așa. O, oh, câte rugăciune a avut fratele Nelu Filip, care s-a rugat și răspunsul n-a venit și n-a venit, dar târziu în viață, după ce au venit și părul alb și toate cele. Am zis, slăvit să fii tu, Doamne, că nu m-ai ascultat atunci. De ce credeți că dacă m-ar fi ascultat Domnul și ar fi lucrat după înțelepciunea mea, lucrurile ar fi luat pe o direcție nedorită de Dumnezeu și nedorită de mine mai târziu în viață dar Dumnezeu este bun. Aș vrea să înțelegem, dar, că El e ca un tată care se îndură de copiii Lui. Haideți să ne uităm în Isaia, capitolul 49, de la versetul 14 începând. Uitați-vă, Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Versetul 15. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să naibă aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Și versetul 16. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Înțelegem noi cine este Dumnezeu? Chiar și atunci când îți este cel mai greu. Chiar și atunci când nu capeți răspunsul dorit de tine, să nu uiți că Domnul este în contrast total cu judecătorul din pildă. Adică este exact la polul opus judecătorului din pildă. Domnul este un Dumnezeu care poartă de grijă. Și aș vrea să mai înțelegem ceva. Întârzierile lui Dumnezeu nu sunt rezultatul lipsei de interes al lui Dumnezeu. El nu întârzie pentru că nu-l interesează situația noastră, cum ar crede unii oameni, sau Că nu are putere să facă. Nici de cum. Dumnezeu s-ar putea să aibă un lucru mai bun pentru tine. Ce zici de asta? Ce zici? Nu s-ar putea oare să aibă ceva mai bun decât ceea ce gândești tu? Pe m-am tot rugat, ani de zile, va zice cineva, m-am tot rugat să-mi scoată domnul în cale pe cineva să pot să fac o familie. Și uite, că au trecut ani. Am ajuns la o vârstă și nu s-a întâmplat nimic. Ascultați-mă bine, da bine să mă ascultați. Am văzut persoane pe care Dumnezeu le-a binecuvântat târziu în viață, dar așa de bine le-a binecuvântat, în mod uimitor. Și am văzut persoane care au crezut că trebuie repede să se rezolve și toate lucrurile, cum zic ei, și după aceea îți venea să le plângi de milă. Știe Dumnezeu mai bine decât noi toate lucrurile și ascultați-mă. Dumnezeu are un scop cu viața ta. Scopul principal nu e ca ție să-ți fie bine în 2 ani sau în 3 ani sau în 5 ani. Scopul principal e veșnicia. M-am bucurat la o seară de tineret, am venit aici și era Nati, la un moment dat a venit ca să ilustreze un adevăr. Avea o funie lungă. Vă aduceți aminte cei ce ați fost la tineret? Avea o funie lungă încolăcită acolo și întinsă pe scena asta. Și la capătul acelei funii era așa o porțiune de vreo 5-7 cm pe care am fășurat-o cu un scoci roșu. Și zicea el așa, uitați-vă, asta este existența noastră a oamenilor. Și bucățica asta e existența noastră terestră, existența noastră pe pământ și atâta preocupare avem pentru cei aici, pe segmentul ăsta, și ne scapă din vedere restul funiei acesteia care e așa de mare. Frații mei și surorile mele, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu are în perspectivă mai mult decât noi. Noi ne uităm cu miopie, aici, jos, la lucrurile acestea care se întâmplă astăzi și mâine și așa ne agățăm de ele ca și cum totul ar fi aici. Și într-un minut și 15 secunde, Dumnezeu poate șterge un oraș întreg de pe fața pământului. Și putem să încheiem cumblarea noastră pe pământ. Tocmai de aceea, a învăța arta rugăciunii, a rugăciunii stăruitoare, e un lucru mai valoros decât orice realizare pământească. Întârzierile lui Dumnezeu. Ca să-l înțelegem pe Dumnezeu. Întârzierile lui Dumnezeu au totdeauna în vedere binele nostru. Chiar dacă deocamdată nu înțelegem. Judecătorul nedrept, într-adevăr, a întârziat pentru că era nepăsător, pentru că era rău. Dar Tatăl nostru iubitor din ceruri, spun încă o dată, este exact la polul opus. Dacă Dumnezeu însă nu răspunde, când ne așteptăm noi, este pentru că e spre binele nostru. Ce frumos zice omul lui Dumnezeu în cartea psalmilor, zice la un moment dat, este spre binele meu că m-ai smerit, Doamne. De ce credeți că zice, Doamne, starea aia de smerire, starea aia care nu ne place, totuși Tu ai făcut-o spre binele nostru? Întârzierea lui Dumnezeu, frații mei și surorile mele, are în vedere uneori lucruri chiar mai bune decât gândim noi. Uitați-vă pe paginile cărții sfinte și veți vedea pe Dumnezeu întârziind. Vorbește Dumnezeu cu Noe și spune, Noe, fă o corabie. Fă o corabie pentru că va veni urgia peste pământ, fă o corabie în care să-ți salvezi casa, să-ți salvezi familia. Scrie despre asta în Evrei 11, că Noe a făcut o corabie ca să-și scape casa. Știți cât timp a durat? Cât timp a avut noi de așteptat ca să se împlinească ce a zis Dumnezeu? 120 de ani. 120 de ani. De ce Dumnezeu a întârziat atâta? Știți de ce? Exact din motivul pentru care întârzie împlinirea făgăduinței lui că va veni a doua oară. Știți de ce zice pentru că întârzie Dumnezeu? Zice Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, dar are, ziceți, ziceți că e voie tare, are o îndelungă răbdare. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu vine încă, este pentru că e preocupat de binele nostru al oamenilor, e interesat să ne vadă că ne întoarcem cu fața către El și să fim pregătiți pentru ziua aceea. Gândiți-vă la Avram. Avrame, sămânța ta va fi castelele cerului. Au trecut 25 de ani și Avram îmbătrânea din zi în zi, și Sara îmbătrânea din zi în zi, și nu se întâmpla nimic. Dar Dumnezeu a avut în vedere ceva mai mult, să facă o adevărată minune pentru Avram. Gândiți-vă la Iosif. În visul lui, Dumnezeu i-a arătat că toți se vor închina înaintea lui. Părinții lui, frații lui, toți se vor închina înaintea lui. Știți cât timp a durat, dragii mei? Ani mulți de zile până când visul acela s-a împlinit. Și stăm noi câteodată și zicem, Doamne, dar mi-ai arătat. Doamne, dar l-ai trimis pe Samuel în casa tatălui meu și a zis, te un ca am peste Israel și eu sunt un fugar, sunt unul care aleargă fugărit de Saul în toate părțile. Unde-i, Doamne, făgăduința ta? de l-ar fi pus Dumnezeu împărat pe David atunci când l-a uns Samuel, nu era nimic de împărăția lui. Nimic nu era de împărăția lui. Dar Dumnezeu a zis, stai, stai, că pentru a fi împărat se face școală. Ce școală, Doamne? Aruncă Saul cu sulița după tine, vei fi un fugar, te vei ascunde în peșteri, vei merge în încoace și încolo, îl vei auzi pe Nabal că zice, cine-i robul acesta a fugit de la stăpân, te vor jigni unii și alții toate sunt parte din planul lui Dumnezeu pentru fericirea ta. Când întârzie Dumnezeu, El nu face că se bucură să te vadă că tu aștepți și zici, Doamne, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, același David se ruga în felul acesta. Dumnezeu are în vedere mai binele de care ai tu nevoie. de ai vrea să înțelegi lucrul acesta, dragul meu, n-ai mai fi în pericolul de a abandona rugăciunea, de a te lăsa când e vorba de rugăciune. Domnul le-a spus pilda aceasta ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. De am învăța noi să ne bizuim pe Domnul în rugăciunile noastre și să zicem, Doamne, știu că ție îți pasă chiar mai mult decât îmi pasă mie. Pentru că asta e realitatea. Lui Dumnezeu îi pasă chiar mai mult decât ne pasă nouă. De am sta înaintea lui Dumnezeu și am zice, Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Doamne. Asta este maturitatea rugăciunii. Și de aceea un om al lui Dumnezeu trebuie să se roage necurmat și să nu se lase conștient de faptul că e cineva acolo în spate, nevăzut, care lucrează pentru binele lui. Și chiar dacă astăzi nu înțelegem, și dacă astăzi nu vedem niciun semn de schimbare. Dependența noastră de Dumnezeu îl va obliga pe Dumnezeu să lucreze înspre binele nostru. Dar e important să avem o perspectivă corectă asupra noastră înșine, în raport cu Dumnezeu. Am văzut că Dumnezeu e bun, de-abia așteaptă să ne rugăm, El nu ne uită și lucrează spre binele nostru chiar atunci când întârzie, o face pentru mai binele nostru. Însă, dragii mei, aș vrea să ne gândim la noi înșine, că trebuie să ne înțelegem și pe noi, să înțelegem care e rostul nostru și care e menirea noastră. Vedeți, problema noastră este următoarea. Dacă îl slujim pe Domnul, am vrea ca totul să fie roz. Totul să fie bine. Și este o logică în asta, nu? Numai că binele acela noi îl vedem doar pe segmentul ăla de 7 cm din funia lui Nati pe segmentul acela mic, doar pe existența aceasta. Dar frații mei și surorile mele, Dumnezeu e interesat de veșnicia noastră. Și atunci, poate pentru veșnicia noastră, ca să fim ceea ce trebuie să fim, Dumnezeu pune pe un sos cicălitor lângă tine și zici, vai, ce greu mi-e mie, că așa, așa, așa. Dar poate soțul ăla cicălitor te pregătește ca să fii exact ceea ce trebuie ca să poți moșteni raiul? Ce zici de asta? Nu crezi că Dumnezeu e mai deștept ca noi? Sau ca să poți să ajungi acolo, poate că Dumnezeu vrea să te confrunți cu eșecuri aici pe pământ. Noi nu propovăduim teologia aceea potrivit căreia te-ai întors la Dumnezeu și după ce te-ai întors la Dumnezeu totul este roz, covorașul roșu și treci tu triumfător și mergi înainte că ești copil al lui Dumnezeu. Nu, dragii mei, nu. El n-a promis asta. El n-a promis asta. Da, Dumnezeu ne dă biruințe slăvit să-i fie numele, dar ascultați-mă bine, vreau să vă chem să fim oameni realiști. Uitați-vă în Cartea Sfântă la oamenii credinței, citiți acasă Evrei 11 și veți fi uimiți să vedeți oamenii ai credinței care prin credință au biruit puterea focului, alții prin credință au văzut izbăvirile mari. Moise, prin credință, a fost făcut un lider, prin credința părinților lui, care l-au cruțat, a fost făcut un lider, un izbăvitor al națiunii. Dar tot în capitolul 11, partea aia care o citim noi mai puțin de acolo, de la sfârșit, că citim astea, triumful credinței, îl citim și îl știm bine, dar dincolo spune, prin credință alții au fost tăiați cu fierăstrăul, tot prin credință, alții și-au pierdut viața, au suferit. Înțelegem noi, dragii mei, astăzi? Când Dumnezeu întârzie și nu ne răspunde la rugăciuni, aș vrea să înțelegem că El rămâne un Dumnezeu bun, dar un Dumnezeu care știe ce e mai bine pentru noi. Ceea ce trebuie noi să facem, E să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Adică să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, cu frământările noastre, pentru că rugăciunea dezvoltă relația noastră cu Dumnezeu, rugăciunea ne formează pe noi înșine. Știți că în rugăciune vom înțelege cel mai bine planurile lui Dumnezeu și vom zice Domne, precum vrei, așa fă Tu, Tu ești olarul, iar eu lutul. Asta facem în rugăciune. Noi ar trebui, frații mei și surorile mele, să ne încredem în Dumnezeu și atunci când ni se pare că nu căpătăm răspuns. Sau atunci când răspunsul pe care îl așteptăm în târzie să apară. Dragii mei, rugăciunea perseverentă lucrează spre binele nostru. Doamne, ajută-ne să ne rugăm. Dar vreau să înțelegem ceva. În rugăciune, n-aș vrea să credeți că noi îl schimbăm pe Dumnezeu. El e neschimbat. Ați fost vreodată cu barca undeva la o apă? Și când ați vrut să trageți la mal, poate v-ați apucat de ceva, de o creangă, de salcie și v-ați tras. Erați în barcă, v-ați tras. Ați tras malul spre dumneavoastră? Sau cum a fost? Știți ce s-a întâmplat? Malul a rămas tot acolo. Da, când tu ai tras de mal, știți ce s-a întâmplat? Tu ai tras de mal, dar practic malul te-a tras pe tine spre el. Așa e în rugăciune. Practic, atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne trage tot mai aproape de el. El le-a spus pildă aceasta ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Frații mei și surorile mele, veniți să ne hotărâm și să zicem, Doamne, ajută-ne să fim oamenii care ne rugăm necurmat. Să ne rugăm și în zile bune, să ne rugăm și în zile grele, să ne rugăm în toate zilele vieții noastre și să ne bucurăm, Doamne, de harul de a dezvolta o relație cu Tine de harul formării noastre după chipul și asemănarea ta și de harul dependenței de tine, Doamne. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții și vă chem în felul acesta să ne rugăm Domnului cu toții. Haideți să facem obiect al rugăciunii noastre tocmai rugăciunea. Și să zicem, Doamne, de la tine vine și puterea înfăptuirii. Ajută-ne să nu ne lăsăm, ci să ne rugăm.